Binecuvântat să fie Dumnezeu. Frați și surori, aș vrea să fac un lucru, dar cu îngăduința dumneavoastră. Este aici, în mijlocul nostru, un frate care, dumnealui, vine din Vancouver și a venit pentru o anumită perioadă de un an jumate aici, a venit la niște studii și în luna iulie se va întoarce înapoi în Vancouver. Fratele Schumann. Am vrea, dacă Dumnezeu i-a pus pe inimă, să vină aici în față și în timpul în care ne-a mai rămas, să ne dea câteva îndemnuri și ceea ce Dumnezeu i-a pus pe inimă și zic ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și pe El și pe noi. Amin. Amin. Surprize cu Dumnezeu. Pace. Acum, în minutele care mă puneam, o să mă pun răbdare la încercare. Mai ales că stăm în fața unor cărți așa de grele. Însă, întotdeauna este bine în momentul în care ne apropiem de Scriptură să ne facem exerciții, pentru că Scriptura este în sfat Dumnezeu, să stăm în Scriptură și să vedem ceea ce Scriptura ne vorbește. Și dacă vă uitam la frații bătrâni și fratele Ozan și bunicul meu, avea obicei în momentul în care se citește un text, cel mai bine să stăm în textul din care se citește, să vorbim din textul respectiv, pentru că Duhul Sfânt l-a ales ca să ne vorbească nouă. Amin? Deci, textul care este citit din 9 până la 11, va recedesc încă o dată și ar vrea să mergem prin el și să vedem ce ne vorbește în 10 minute. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru tai este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său cel Sfânt care locuiește în voi. Acum, întotdeauna când citim un text, trebuie să vedem ce se întâmplă înainte și ce se întâmplă după, pentru că avem toate șansele să luăm textul acela și să facem cu el ceea ce probabil Pavel și Duhul Sfânt prin Pavel nu a intenționat. În capitolul 8, în momentul în care se ajunge în capitolul 8, Pavel deja a discutat câteva lucruri importante și foarte pe scurt aș vrea să vă să le punctez ca să înțelegem ce a vrut să spună în capitolul 8. Dacă ziceți ce care aveți Biblie, deschideți, faceți un exercițiu cu mine și deschideți puțin Biblia, să mergem puțin pe Roman, foarte scurt, nu faceți studii pe Roman, vreau să înțelegem ce se întâmplă în capitolul 8. În capitolul 1, după ce discută starea de păcat a omenirii și ne arată clar că noi, de fapt, trebuie să fim mântuiți cel mai mult, nu din mâinile diavolului, ci în fața mâniei lui Dumnezeu, spune, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei. Deci noi suntem mântuiți. Problema fundamentală a păcatului, a omului, este să fie mântuit nu din mâinile diavolului, ci din fața mâniei lui Dumnezeu. Pentru că problema fundamentală din veșnicia lui Dumnezeu era să rămână neprihănit, conform capitolului 3, și să socotească neprihăniți pe cei ce se apropie de El. Deci poate cuvinte Dumnezeu nu ne scoate, ne bagă în cer prin ușa din dosa raiului. Dumnezeu stă în fața lumilor îngerești, stă în fața îngerilor și în fața lumilor, așa cum spune așa frumos ca autorul către evrei, voi ați văzut v-ați apropiat de munte și de muntele care fumecă și v-ați apropiat de cetatea Sfinților, de Duhurile celor neprihăniți făcut de săvârșiți, de îngerii în sărbătoare, de scaunul lui Harului. Deci Dumnezeu stă în fața lumilor îngerești și se uită la tine și la mine și trebuie să mă socotească neprihănit și să rămână neprihănit în felul care mă socotește neprihănit. Nu poate să mă scoată prin ușa din dos. Deci dacă eu sunt mântuit, sunt mântuit din fața mâniei lui Dumnezeu, capitolul 1 la 3. Însă, mântuirea din fața mâniei lui Dumnezeu nu o putem face niciunul dintre noi, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este nici unul care să-i placă lui Dumnezeu, nici unul măcar. Nici eu, nici dumneavoastră, nimeni nu poate să fie mântuit din fața mâniei lui Dumnezeu. De aceea ne spune Dumnezeu, sunteți mântuiți prin har. Dacă prin neascultarea unuia, și să știți în Scriptură când citiți sunt două cuvinte, păcat, deci Pavel în Efeseni, deci a fost mântuit din păcatele și greșelile voastre. Noi zicem că păcatul și greșeala e același lucru. Nu e același lucru. Păcatul este una, greșeala este altceva. Greșeala este ceva fundamental. Zice, dacă greșeala unuia
nu intrăm acum în greacă să facem diferența între ele, dar dacă prin greșeala unuia moartea a intrat în lume, nu prin păcatul unuia, prin greșeala unuia, tot așa prin ascultarea unuia intră ce în lume? Neprihănirea. Deci, cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos întoarce pe dos al doilea Adam, primul prin neascultare, prin greșeală, adică printr-o depărtare premeditată. Păcatul lui Adam nu a fost făcut din neștiință, a fost premeditat, s-a depărtat de Dumnezeu. Tot așa, un alt om, Domnul Iisus Hristos, printr-o ascultare, așa cum evați vrei, El este acela care în zilele sale pământești cu rugăciuni și cu strigăte mari către Cel ce putea să-L izbăgească de la moarte și fiind ascultat din pricina Evlaviei Lui, n-a fost izbăvit de la moarte, a fost zis, acolo era vorba de rugăciunea împotriva Lui, izbăvirea de la moarte împotriva păcatului. Domnul Iisus Hristos se ruga să nu păcătuiască, pentru că dacă ar fi păcătuit, toată lucrarea s-ar fi dus de râpă. Deci, cu alte cuvinte, problema fundamentală era ascultarea unui singur om, Domnul Iisus Hristos. Deci, dacă suntem, niciunul nu-i place Dumnezeu și totuși noi suntem mântuiți, suntem mântuiți prin har. Prin har înseamnă, prin har pentru noi înseamnă pe cheltuiala lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, neprihănirea noastră, niciunul care a stat, nici în momentul de față, nu putem să stăm în fața lui Dumnezeu cu neprihănirea noastră. Nici unul. Și Dumnezeu, singura noastră șansă înaintea lui Dumnezeu, intrarea noastră, este prin neprihănirea unui singur om, Domnul Iisus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, în 3 și 5 ne învață că suntem mântuiți prin har. Dacă mergeți în Exod, e cartea Exod are 3 părți. Prima parte, o știți toți, de când se la școala duminicală. Ieșirea până la darea legii. Este răscumpărarea lui Israel. Cum s-a produs? Pe cheltuiala lor sau pe cheltuiala Domnului? Prin har. Israelii sunt răscumpărați prin har. Nu fac nimic. Dumnezeu luptă pentru energie. Dumnezeu luptă prin pustie. Dumnezeu aduce la Sinai. Acum, dacă ești răscumpărat de Dumnezeu prin har, dacă ești adus în relație cu Dumnezeu prin har, ce se întâmplă în Exod? Unde acum? La Sinai. Ce se dă la Sinai? Legea. Așa este și în Roman. Faptul că ești răscumpărat de Dumnezeu prin har nu înseamnă că stai cu Dumnezeu în relație oricum. Căci harul lui Dumnezeu a fost arătat și te învață. Cine te învață? Legea. Harul este și legea în el. Harul nu este destrăbălare. Nu este fără de lege, ci este cu legea în el. Deci poate cum e dacă ești răscumpărat de Dumnezeu prin har, nu rămâi în relație cu Dumnezeu oricum. De aceea Dumnezeu îți dă legea. Le dă la Sinai legea, în Roman, din momentul în care intrăm în capitolul 6, apare problema omului cu legea. Întrebarea următoare, cine poate să stea în fața legii? Ce înseamnă a fi sub lege și a fi sub har? A fi sub lege înseamnă a fi sub acuzarea legii. Să înțelegeți expresia aceasta când o citiți. A fi sub har înseamnă a nu mai fi sub acuzarea legii. Întrebarea următoare, cine te scoate de sub acuzarea legii? Domnul Iisus Hristos. Nu poate nimeni să le scoate de sub acuzarea legii. Decât Domnul Iisus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, dacă ai fost răscumpărat prin har, ești în fața Domnului Iisus Hristos ca și cuvânt. Și Domnul Iisus Hristos te disciplinează, te schimbă, te transformă, dar nu stai în relație cu Dumnezeu oricum. De ce? Pentru că dacă stai în relație cu Dumnezeu și nu ții cont de legea de cuvântul Lui, ar transform harul în desfrânare. De aceea, aceasta se ocupă capitolul 5, 6 până în 7, este problema creștinului cu legea. Nimeni nu te poate izbăvi de lege decât Domnul Iisus Hristos. Și izbăvirea de lege, ce se întâmplă în Exod? În Exod aveți răscumpărare, lege și apoi cort. Ce se întâmplă, dacă vă uitați concret în Exod? De aceea eu vă zic că vă duc în Vechiul Testament, că este foarte important ca biserica să recupereze Vechiul Testament. Pentru că acolo sunt principiile pe care le în Noul Testament. În Exod, dacă vă uitați când se încheie legământul, vă pun o întrebare. În Exod 23 se încheie legământul, da? Întrebarea următoare. Ați găsit vreo mențiune despre cort până în 23? Cortul, templul, preoții, jertfele nu apar menționate. Ele apar după ce se încheie legământul. De ce? Pentru că relația cu Dumnezeu nu ține de cort, ci ține de lege, de credincioșie. Intri în relație cu Dumnezeu, intri în contract cu Dumnezeu de ascultare, de credincioșie. Ceea ce interesează pe Domnul nu este jertfele și altele toate, ce m-am scârbit de ele, ci vreau ce este. Ce iubește Domnul? Ascultarea. De ce? De lege, de cuvânt. Relația cu Dumnezeu nu este guvernată de cât ritual fac, de câte ori, câte jertfe aduc, ci este de ascultarea mea. Pentru că ascultarea sau neascultarea mea anulează jertfa mea.
în Vechiul Testament. Deci, foarte cuvinte, după aceea am ajuns în fața cuvântului, în capitolul 5 și 7 din Roman 7, în fața legii. Care și-a înseamnă în fața legii? În momentul în care legea, eu am călcat legea în Noul Testament, Vechiul Testament, unde trebuia să mă duc? În cort. Dar cortul ce este? Este locul în care mi se rezolvă călcările mele de lege. Mă duc în cort ca să mă fac mai bun, ca să mă fac mai rău. Să știți. Ce este cortul? Este locul lăsat cu Dumnezeu. Este un apendix la legământ. Că atunci când calc legea lui Dumnezeu în picioare să mă duc în cort să-mi cere clare. Ce mă întâlnesc? Dacă am trecut prin fața lui Hristos ca Domn, în fața cuvântului și m-a acuzat, unde mă duc? În fața lui Hristos ca și mare preot. Și am ajuns în Roman capitolul 8. De aceea Roman capitolul 8 spune, acum nu este nicio osândire. Căci, așa cum spune Evrei, voi n-aveți un mare preot milos, un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile voastre. Toată cartea Evrei, de la 1 până la 10, tratează problema aceasta. Ce se întâmplă în corpul ceresc? Cum lucrează Hristos ca și mare preot în corpul ceresc? Și pentru că Domnul Iisus Hristos a lucrat, s-a ridicat în cer, să fim foarte atent în cinci. Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a urcat în cerul, apropo de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt coboară, fiți foarte atenți teologic, numai pentru că Domnul Iisus Hristos s-a urcat în cer. Duhul pleacă din creație, la cădere Duhul părăsește omul. Și nu se mai întoarce în creație decât când se produce răscumpărarea. Duhul a existat în Vechiul Testament, a fost în profeți, dar a fost peste oameni unși. Dar nu a fost peste oameni în felul care a fost în Noul Testament. De aceea vine Pavel și Galateni și spune așa, Galateni chipzuiți, când ați primit voi Duhul? În Vechiul sau în Noul Testament? Pentru că Duhul apare în Noul Testament peste oameni, peste toată comunitatea, numai în momentul în care s-a instaurat în cerul ziua ispășirii. De aceea spune Domnul Iisus Hristos, eu trebuie să mă duc ca Duhul să coboare. De ce trebuia Domnul Iisus Hristos să ducă? Pentru că a intrat în locul acela ceresc, nu făcut de mine omenești, evrei. Evrei, capitolul 8, 9. A intrat în locul acela ceresc, nu făcut de omenești. Unde a intrat Domnul Iisus Hristos? În sânul Dumnezeirii, pentru că acolo a intrat păcatul. Și a intrat înaintea Tatălui să facă mijlocire în sânul Dumnezeirii. Și odată ce a fost inaugurată ziua ispășirii, s-a coborât Duhul Sfânt după aceea. Pentru că Duhul nu se poate coborâ decât dacă Hristosul nu introduce jertfa ispășirii. De ce? Pentru că ne învață tot Exodul. Slava Domnului nu poate sta în mijlocul poporului Domnului dacă nu este ziua, dacă nu este jertfa ispășirii în efect. Dacă vă uitați în Exod, în momentul în care se inaugurează cortul, slava Domnului se mută de pe cortul lui Moise la sfârșit. Unde? În cortul întâlnirii, care cortul întâlnirii era în mijlocul lui Israel. Dar când Israel a păcătuit puțin mai înainte în Exod, ce se întâmplă cu slava Domnului? Slava Domnului iese din mijlocul poporului. În 23 au stat la masă cu Domnul, au mâncat și zice, Domnul nu s-a atins de ei, însă păcătuiesc, rup legământul. Ce se întâmplă cu slava Domnului? Slava Domnului în mijlocul poporului Domnului, care a călcat legământul Domnului în picioare, se transformă în mânia Domnului. De aceea slava Domnului din Vechiul Testament iese afară, Moise și acordul, iese afară din tabăr și slava se mută din cort, din centru, pe cortul lui Moise. Și dacă ai luat ceva, trebuie să meargă afară să întrebe pe Domnul. De ce mișcarea asta? Ca să înțeleagă, să ne facă să înțelegem Domnul că Domnul nu stă în mijlocul poporului, în popor necurat. Deci prezența Domnului, prezența Duhului vine numai în momentul în care este inaugurat cortul, adică jertfa a intrat în funcțiune, adică Noul Testament. Duhul coboară numai pentru că Domnul Iisus Hristos s-a dus în cer. Și Duhul coboară, de aceea vine Pavel în Roman și spune, cine nu este al lui Hristos, cel care este al lui Hristos, care a fost răscumpărat de Hristos, care aparține lui Hristos, Duhul Sfânt se coboară peste el. Pentru că este garanția lui Dumnezeu că ai fost socotit neprihănit. Este o garanție a moștenirii tale. De aceea spune Pavel în Roman acum, dar nu este nicio osândire. Ce nu este nicio osândire? Pentru că legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Deci, foarte cuvinte, să știți, în Roman 8 sunteți în spațiul templului. Este spațiul sfințirii noastre. Cine lucrează sfințirea noastră? În sfințirea noastră, și cu aceasta închei, există un singur agent al sfințirii noastre noi, este prezența Duhului Sfânt. Iar Duhul Sfânt ia două lucruri pe care le are la dispoziție în mod constant și le folosește la sfințirea noastră ca să trăim, așa cum spune textul, ca să nu mai fiți pământești, adică carnal. Ce înseamnă să fii pământesc? Ce te face să fii duhovnicesc? Întrebare.
Duhovnicesc este cel care are Duhul. Firesc este cel care nu are Duhul. Pentru că în momentul în care Adam a păcătuit, ce s-a întâmplat cu Duhul? Domnul. Duhul meu nu va locui cu ranou, pentru că omul nu este decât basar în ebraică sau sarc în greacă, adică carne păcătoasă. Deci, carnea ce este? Este omul fără prezența Duhului Sfânt. Ce este omul duhovnicesc? Este omul cu prezența Duhului Sfânt în el. Deci, cu alte cuvinte, voi nu mai sunteți pământești, adică sunteți al lui Hristos, prin urmare, pentru că sunteți al lui Hristos, aveți Duhul Sfânt în noi. În voi. Și-L avem în noi. Dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, în adevăr, că și dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, înseamnă că nu este al lui. Păi, normal că nu ești al lui, pentru că dacă ești al lui, Duhul Sfânt coboară. Nu pentru meritele mele, ci pentru ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru mine. Pentru că nimeni nu poate să fastea în fața Sfințeniei lui Dumnezeu. Nimeni. Pavel spune, faptele voastre sunt ca o haină murdară înaintea Domnului. Asta nu înseamnă că nu trebuie să trăim în Sfințenie, v-am spus lucrul acesta. Însă coborârea Duhului Sfânt este inaugurată de urcarea Domnului Iisus Hristos în Duhul Templu Ceresc. Să fim foarte atent la principiile acestea. De aceea spune, și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din noi locuiește în voi, adică Duhul Sfânt, trupul vostru, da, este mort. Vedeți, aici vreau să facem analogia. Când Domnul a păcătuit, zice, ziua când vei călca, vei muri, nu? Așa spune Scriptura. A murit Adam sau nu? A murit și într-un fel n-a murit. Așa este. Într-un fel a murit pentru că Duhul s-a depărtat de la el. Și depărtarea Duhului din om înseamnă moarte spirituală, însă trupul a urmat un pic după aceea. A existat o perioadă de timp între moartea Duhului și moartea trupului, adevărat? De ce a lăsat Dumnezeu perioada? Putea să moară imediat. Putea, nu? Putea să moară imediat, așa? De ce lasă Dumnezeu o perioadă scurtă de timp? O să putea, 100, 300. Și zice, să nu murim. Pentru că între moartea Duhului și moartea trupului e o perioadă timp lăsată Dumnezeu, care este un har în care noi să ne pocăim. Adam să se pocăiască, Abel să se pocăiască și toată lumea. Pentru că dacă trupul ar muri imediat după păcat, n-am mai avut nicio șansă să ne pocăim. Așa e? Așa e. Acum așa este și cu mântuirea. Odată ce suntem mântuiți, Duhul este noit, trupul urmează după el, dar încă nici nu a fost proslăvit dintre noi. Așa e? Pentru că toți o să fim proslăviți la sfârșit, asta nu înseamnă că Duhul este viu. Tot așa este un decalaj. Este un decalaj. Întâi învie Duhul, partea spirituală din om, și apoi o să învie și ce? Și firea așteaptă împreună cu noi durerile nașterii, pentru că și a fost supusă de șertăciune din pricina celui ce a supus-o. Însă și așteaptă ce? Răscumpărarea Fiului Dumnezeu, adică răscumpărarea trupului. Nimic nu o să moară, să știți. Uitați-vă bine la trupul nostru. Nu există niciun rezidu creație. Nu există nimic care Dumnezeu l-aruncă. Ceea ce Dumnezeu creează, se întorce înapoi. Și cel care a murit în păcat și nemântuit, îi se va da trupul înapoi. Dar unii vor învia cu trupuri de slavă, ca să se bucure de veșnicie, și alții vor învia cu niște trupuri de chin veșnic, pentru că așa spune Isaia, viermele lor îl va roade. Tot în trup vor suferi. Dar știți că nimic din creație nu se pierde. De aceea spune prin Scriptura, Duhul lui Hristos vă va învia și pe voi. Pe fiecare dintre noi, uitați-vă bine la trupul dumneavoastră. Că va fi înviat, nimic nu se pierde din creație. Nu intrăm și ne facem pământ. Dumnezeu și-a înapoi tot ce-a creat. Tot. Că ești credincios sau că ești necredincios, se va întoarce înapoi. Și unii vor învia pentru viață, alții vor învia pentru moarte. Unii vor primi trupuri de duhovnicești, așa spune în Corinteni, trupuri duhovnicești, alții vor primi trupuri de moarte. Cum vor viaja, n-ar vrea să știu și nu mă doresc la niciun dintre dumneavoastră să știți. Însă toți vom învia și toți vom trăi cu Dumnezeu pe veșnicie. Trupul va fi răscumpărat. De aceea Dumnezeu lasă perioada asta de timp. Nu suntem născuți din nou și imediat suntem și proslăviți. Nu. Dumnezeu lasă o perioadă de timp. Și aceasta este perioada în care Duhul Sfânt lucrează în noi sfințirea noastră. Care este altă problemă. Faptul că suntem mântuiți nu înseamnă că stăm la fel cu Dumnezeu în relație oricum. Ci trecem prin proces de sfințire. De aceea vine Evrei și spune, fiule, nu disprețui ce? Mustrarea Domnului. În greacă este disciplina Domnului. Cu alte cuvinte, ești răscumpărat prin har, ești înfiat prin har, însă ca fiu ai o responsabilitate. Fiul respectă numele și proprietatea Tatălui. Știi care e numele Tatălui? Domnul Iisus Hristos. Și care e proprietatea Tatălui? Dumneavoastră sunteți. Biserica. De aceea Duhul Sfânt are două lucruri. Sabia Duhului și comunitatea Duhului.
De aceea noi nu trebuie, n-avem voie să călcăm în picioare sabia Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu și comunitatea Duhului, care este Biserica lui Dumnezeu. Așa cum uitați la fratele care cu slăbiciuni, cu dureri, cu probleme, cu rupturi, așa cum suntem toți, noi suntem răscumpărați Domnului și spune Scriptura, cine vorbește de rău un frate sau se atinge de comunitatea Domnului, se atinge de ochiul Domnului. Așa cum e fratele, pentru că nu crezi, Dumnezeu se uită diferit. Și Dumnezeu să ne ajute ca să nu disprețuim lucrul acesta, pentru că prin disciplină Dumnezeu ne învață, să știți că ne va duce până la urmă să stăm lângă fratele și să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem în Biserica lui Dumnezeu. Să nu ne jucăm cu Dumnezeu, că Dumnezeu este un foc mistuitor. De aceea, odată ce am intrat și suntem copii ai Domnului, să știți că intrăm automat în școala Domnului. Școala Domnului care este, fiule, nu disprețui învățătura sau formarea Domnului. Deci formarea care nu ne place la niciun dintre noi. Însă n-avem ce face. Pentru că ești fiu, ești adoptat, dar încă nu trebuie să ne învățăm să purtăm numele Tatălui. Și ca să te învăț să poți numele Tatălui, e un lucru greu să fii moștenitor. Că să fii moștenitor e un lucru frumos, dar este și un lucru cu responsabilitate să ai grijă în moștenirea Tatălui, care este Biserica Domnului. De ce spune Pavel așa de frumos? Să știi cum să ne purtăm ce? În casa Domnului, care sunteți dumneavoastră. Nu clădirea, ci sunteți dumneavoastră. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările, pentru învățăturile din seara aceasta. Vă invit să ne ridicăm.